Continuăm cursul Arduino pentru copii mici și mari. Am ajuns la lecția 7, iar acum ne vom juca cu un senzor. Senzorii sunt dispozitive sau componente care detectează evenimente sau schimbări în mediul lor și trimit informații către alte componente electronice, frecvent către sisteme de microcontrolere. Senzorii sunt folosiți în viața de zi cu zi pentru a măsura lucruri, precum temperatura, umiditatea, presiunea, vântul și ploaia, atingerea nivelurilor de lumină, niveluri de lichid, altitudinea, forța și multe, multe altele. Un electronist specializat pe automatizare trebuie să cunoască o mare parte din senzori, cum funcționează și cum îi utilizează. Deși unii senzori au ieșiri digitale, majoritatea senzorilor utilizați în viața de zi cu zi au ieșiri analogice, de obicei sub formă de tensiuni proporționale cu o cantitate măsurată. Această tensiune de ieșire este trimisă în mod normal la portul de intrare al unui microcontroler pentru procesare. De exemplu, ieșirea unui senzor de temperatură analogic este conectată la un port de intrare analogic, un convertor analog-digital al unui microcontroler. Microcontrolerul citește temperatura ca valoare digitală și o convertește în temperatură fizică reală, care este apoi afișată sau utilizată pentru a controla temperatura unei mașini sau a unei încăperi. În acest video voi folosi un senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței. La mine pe YouTube am mai făcut un video asemănător despre așa ceva, dar de data asta facem un pic circuitul nostru mai inteligent și vom face exact un senzor de parcare. Cum funcționează un senzor de parcare? În primul rând vă voi explica ce face mai exact acest senzor. Vom măsura distanța cu senzorul, vom verifica cât de precis este senzorul, iar apoi vom introduce câteva funcționalități în circuit, și anume ce să se întâmple dacă senzorul detectează o distanță mai mică de X metri. Putem să aprindem un LED, putem să facem acel sunet ca la mașină când dă cu spatele. Senzorul este un modul cu 4 pini, așa cum vedeți în imagine, iar acest modul folosește un emițător-receptor cu ultrasunete de tip HCSR04 și are aceste caracteristici: tensiune de operare 5V, curent 2 mA, distanța de detectare undeva între 2 cm și 450 cm, semnalul trigger de intrare care declanșează acest sistem este de 10 microsecunde, iar senzorul are un unghi nu mai mult de 15 grade. Pe plăcuță este inscripționat VCC, adică Power Input, Trigger Input, Echo Output și GND Power Ground. Principiul de funcționare al senzorului ultrasonic este următor. Un impuls de declanșare, așa numit trigger, de 10 microsecunde, este trimis către modul. Modulul trimite apoi 8 semnale de undă pătrată de 40 de kHz către țintă și setează pinul de echo high. Programul pornește un cronometru. Semnalul lovește ținta și un echo vine înapoi la modul. Când semnalul este returnat la modul, pinul echo devine low, cronometrul este oprit. Iar durata semnalului de echo este calculată și acest lucru este proporțional cu distanța până la țintă. Distanța până la obiect în metri este egal cu durata timpului ecoului în secunde ori viteza sunetului, tot împărțit la 2. Iar viteza sunetului este de 340 de metri pe secundă sau 0,034 cm pe microsecundă. Prin urmare, distanța până la obiect în centimetri este egal cu durata timpului ecoului în microsecunde ori 0,034 împărțit la 2 sau distanța până la obiect în centimetri este egal cu durata timpului ecoului în microsecunde ori 0,017. De exemplu, dacă durata semnalului echo este de 294 de microsecunde, atunci distanța până la obiect este 294 ori 0,017 și avem 5 cm.
Acum hai să trecem la scrierea programului. Mai întâi conectați-vă senzorul la Arduino, cum vedeți aici în această schemă, odată la 5V, la ground și triggerul la pinul 2 și echo la pinul 3. Mai întâi, ca să-mi fie mai ușor la scrierea programului, voi defini două variabile, una pentru trigger și una pentru echo, iar mai târziu voi face și o variabilă pentru LED și una pentru un difuzor sau ceva care să sune. Hai să vedem prima dată cu triggerul, int trigger, chiar așa o numesc, int sau int trig, este 2, punem la pinul 2, int echo, asta o punem la pinul 3, iar aici în interiorul void setup voi porni prima și prima dată serial monitor, pentru că vreau să văd valoarea în serial monitor înainte să introduc alte funcționalități. De exemplu, serial.begin, setăm 9600 exact ca și la celelalte programe. Iar voi seta odată ce fel de pin mod să fie pentru trigger și pentru echo, iar asta o facem cu pin mod și ca parametru introduc odată variabila pentru trigger, trig, iar al doilea parametru îi spunem că este un output, adică o ieșire. Și la fel facem și pentru pentru echo. Și echo este input. Scriem aici echo și aceasta este input. Acum mergem aici în loop și prima dată voi opri pentru o scurtă perioadă trigger-ul. Este pus pe output și îl voi opri. Asta o facem cu digital write, iar ca parametru îi voi spune că triggerul, variabila de la trigger, este low acum. Introduc o pauză scurtă, un delay, o întârziere aici de cât să o punem, de 5 microsecunde. Aici putem să folosim funcția delay micro, așa, microsecond, și ca parametru îi punem 5, iar apoi pornim din nou triggerul, adică îl punem pe high. Și introducem din nou un delay, de data asta punem 10 microsecunde, 10 microsecunde. Și apoi din nou eliminăm trigger-ul, da? Hai să facem să arate așa frumos. Acum, după acest proces, vreau să citesc, să spunem așa, între ghilimele, să citesc valoarea echo, să vedem în cât timp ajunge înapoi. Aș putea să scriu aici direct, dar am să scriu aici sus, de asemenea, o variabilă pentru timpul care are nevoie echo să ajungă înapoi. O să fac o variabilă long, de tip long, și dăm un timp și o lăsăm fără nicio valoare, long timp. O să discutăm într-o altă lecție toate data type. Bun, acum o să facem un pic de calcul simplu aici și voi specifica că timpul este egal cu, voi folosi aici o funcție care se numește pulsin. Vă explic imediat ce face. Pulsin, iar ca parametru introduc variabila echo
și îl pun pe high. Pulsin este o funcție în Arduino și citește o valoare de la un pin digital dat, fie high sau low. De exemplu, dacă valoarea este high, Pulsin așteaptă ca pinul să devină high, pornește un cronometru și apoi așteaptă ca pinul să devină low din nou. Apoi Pulsin oprește cronometru. Și acest Pulsin returnează lungimea pulsului în microsecunde. Se oprește și returnează 0 când este atins un timeout specificat. De exemplu, putem să folosim un al treilea parametru ca timeout. Cu alte cuvinte, funcția măsoară pulsurile, de exemplu, de la senzor. Și sintaxa este pulsin pin valoare sau pulsin pin valoare și timeout. Iar acum este destul să facem calculul, să folosim formula care v-am prezentat-o deja, și anume voi salva distanța într-o variabilă care am să o numesc tot așa distanță. De fapt, o voi defini aici sus și doar ce vreau să fie cu virgulă, sau poate să fie un număr cu virgulă, voi folosi float. Asta înseamnă că scriu aici float distanță și nu aplic nicio valoare. Iar aici distanța este egal cu formula. Voi lua timpul de aici. Timp, deci valoarea care reiese de aici, timp ori 0.034 împărțit la 2, iar valoarea distanței o prezentăm în serial monitor. Serial println și ca parametru introducem valoarea variabilei, adică distanța. Și cam atât a fost. Voi verifica programul odată. Și îl încarc în microcontroller. Am pus senzorul pe placă. Voi folosi câteva fire pentru a-l conecta la Arduino. Voi conecta prima dată plusul care este aici. La plus pe Arduino la plus 5V. Iar acum în serial monitor putem vedea valorile și am să fac un mic test să vedem cât de precis este acest senzor, și anume am plasat o riglă hai să o punem prima dată la aproximativ așa 10 cm. Și am să-i pun un obstacol în față și apoi ne uităm pe serial monitor. Și după cum vedeți, este foarte precisă, da? Vedeți, indică aproape valoarea care o am aici selectată, da? Hai să împingem la, de exemplu, undeva aproximativ de 15 cm și de fapt sunt 16 cm, da? Sunt 16 și 16 și un pic și indică perfect. Hai să o trimitem la 25-26 de centimetri, ceva de genul, și de asemenea funcționează perfect. Acum hai să facem programul nostru un pic mai interesant, că acum mare lucru nu prea am făcut, e cam plictisitor așa, da?